Am decis împreună că nu vom mai intra în jocuri politice complicate, ciudate și obscure, nici cu alte partide, dar nici cu alte instituții. Am renunțat la alianța toxică cu UNPR. Am decis că vom urma o direcție clară și că vom merge înainte pe cont propriu, că vom câștiga alegerile pe propriile noastre puteri. Și așa s-a întâmplat. Am câștigat alegerile de anul trecut cu cel mai important scor obținut după 1992, pentru că am ieșit din marasmul înțelegerilor pe sub masă, am jucat corect și românii au simțit asta. Vă reamintesc... Vă reamintesc că în perioada campaniei electorale, unii care aruncaseră PSD pe topogan au jucat împotriva partidului, luptând în campanie pentru alt partid, pentru PRU, și luând în final PSD-ului tot atâtea voturi cât ar fi fost necesare pentru ca noi, pentru prima dată, să deținem majoritatea absolută în Parlament. Sigur, guvernarea PSD din 2012-2015 a fost foarte bună. Am spus-o de nenumărate ori. Din păcate, ea nu scuză greșelile politice ulterioare care au costat partidul practic tot ceea ce câștigase în luptă. Nu doresc să repetăm greșelile din trecut. Nu doresc ca lucrurile să meargă înainte oricum. Puteam să stăm liniștiți, să ne facem că supraveghem premierul, guvernul, și premierul și guvernul să se facă și că guvernează. Dar eu nu pot accepta să facem asta. După ce în timpul campaniei electorale, noi toți, am fost la televiziuni și am bătut țara ca să prezentăm românilor programul câștigător pentru România. Tocmai datorită acestui fapt am câștigat alegerile cu acel scor, cel mai mare din istoria partidului. Azi, cei care au confiscat sau vor să confiște rezultatul acestor alegeri și care s-au încuiat pe dinăuntru în clădirea guvernului, spun că Liviu Dragnea este prea autoritar. Probabil sunt autoritar pentru că, presupun, PSD-ul a câștigat și alegerile locale și parlamentare când toată lumea se aștepta să le pierdă. Sunt autoritar poate pentru că am spus că trebuie să separăm politica de servicii. Sunt autoritar poate pentru că am cerut să redăm justiției independența și, apropo de independența justiției. Nu putem să ne prefacem că ce s-a întâmplat luni și marți cu trei colegi de-ai noștri reprezintă doar o coincidență. Luni și marți, președintele executiv al PSD și președintele de control SRI, sigur, o comisie neimportantă, au fost chemați la DNA, așa ca martori, pentru imagine. Ieri, un coleg de-al nostru, care înțeleg astăzi că a deranjat foarte mult că a prezat o evaluare, a fost luat cu mascații de acasă. Asta e calea pe care trebuie să mergem în continuare, la nesfârșit, și așa să stară să rămână captivă unor forțe care nu participă în alegeri? Lăsați-o cu tenisul, luați-vă după alții care spun lucrurile adevărate. Sunt autoritar pentru că am cerut să fie respectat programul de guvernare, adică angajamentele noastre în fața românilor, spuse cu sinceritate și cu toată forța. Mi s-a obiectat că la guvern, domne, vrem să facem și alte lucruri. Iertare, când din programul de guvernare este realizat mai puțin de 20%, cine poate crede că se poate ocupa și de alte lucruri, când cele importante din program și obligatorii nu sunt realizate? Am crezut mult în Sorin Grindeanu. Nu și mi-asum asta. N-am făcut o glumă, n-am făcut o mând de serios, am crezut că este cea mai bună soluție din acel moment pentru noi. Din păcate acum, și o spun din păcate, nu o spun cu niciun fel de bucurie, se agață de scaun în cel mai nelegitim mod. Nu a ajuns premier datorită celor barigadați în Palatul Victoria, nici celor cu care s-a mai întâlnit în nopțile astea pe la Vila Lacun. A ajuns acolo pentru că cele două partide, într-un mod statutar, au decis să-i acorde un vot de încredere.
aceleași structuri statutare care au retras sprijinul politic. Va fi acuzat, probabil mai târziu, de o atitudine lipsită de onoare, de responsabilitate și, bineînțeles, responsabilitate în primul rând față de români și față de noi, partidele care l-au susținut. La toate întâlnirile nocturne la care ați fost cei câțiva colegi, nu 50, despre ce s-a discutat? Că suntem curioși. Despre funcții, despre dregătorii, despre ministere și despre câteva afaceri, poate. S-a discutat cumva acolo despre România, despre români, despre sănătate, despre educație, despre agricultură, despre infrastructură, despre pensii și despre salarii? Categorii nu. Nimeni n-a spus asta din cei care au fost acolo. La toate întâlnirile... Ați reacționat cam târziu, mă așteptam să vă activeze mai devreme. La toate întâlnirile nocturne respective s-au promis lucruri irealizabile. Am vorbit cu un coleg aseară, azi noapte târziu, și l-am întrebat: tu ce spui mâine acasă, joi, de exemplu? Că ai votat împotriva României sau împotriva propriului partid pentru o funcție sau pentru o afacere? O să te umpli de rușine. Dragi colegi, în încheiere, sub conducerea mea, Partidul Social Democrat nu va accepta nicio alianță subterană toxică. Am promis că vom face alianțe doar cu românii. Așa facem. PSD cere miniștrilor săi și primului ministru să lucreze pentru români. Nu știu dacă asta este prea mult sau prea puțin, dar este ceea ce am dorit cu toții cu adevărat. Programul nostru de guvernare, programul care aduce prosperitate românilor, programul care împinge România înainte cu o ambiție nemai văzută până azi, este lucrul în care cred și credem cu toți. Pentru continuarea acestui program și pentru schimbarea în bine pe care îl urmează să o aducă în viața românilor, vă cer să votați moțiunea. Moțiunea aceasta care ne doare pe toți, dar care trebuie să treacă pentru ca lucrurile să revină la normalitate, la legalitate, la constituționalitate și pentru ca țara să primească un guvern mai devotat misiunii lui. Vă mulțumesc!